Deputatul Santa Maria Ardeleanu susține că o astfel de lege este absolut necesară în contextul în care calitatea educației din România ocupă, în majoritatea clasamentelor, locuri codașe în Europa. Aceste statistici ar fi consecința lipsei de finanțare și de viziune de care dau dovadă autoritățile guvernamentale. Inițiativa legislativă, intitulată Bursa Investitorului, propune un set de măsuri care pot conduce la compatibilizarea sistemului educațional cu piața muncii. Având în vedere că piața muncii cere tot mai multă calificare și performanță, iar cei ieșiți de pe băncile școlii nu le oferă, incompatibilitatea între sistemul de învățământ și piața muncii va crea o situație de-a dreptul dramatică pentru tinerii României. Se pare că avem un cerc vicios care, dacă nu este rupt, condamnă absolvenții la sărăcie și România la stagnare economică și chiar regres. Guvernul trebuie să înțeleagă că facilitățile acordate mediului privat, studenților, nu reprezintă favoruri, ci o investiție în economie. Educația compatibilă cu piața muncii înseamnă dezvoltare economică prin locuri de muncă bine plătite. Inițiativa legislativă depusă la Camera Deputaților oferă următoarele soluții în vederea rezolvării unor probleme care vizează corelarea între sistemul de educație românesc și piața muncii. Asigurarea de burse pentru elevii și studenții din învățământul profesional sau universitar de către întreprinzători privați. Aceste burse devin cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit. Pentru aceasta este nevoie de o simplă modificare a codului fiscal. Practic, un angajator poate alege să financeze studiile unor elevi care urmează școala profesională pentru specializarea lor într-un domeniu în care are nevoie de oameni calificați. Stimularea angajatorilor care aleg finanțarea unor studii sau cercetări în domeniul în care își desfășoară activitatea. Aceste cheltuieli intră la facilitățile oferite prin codul fiscal la profitul reinvestit. Aceasta este o măsură care ajută și statul foarte mult, pe lângă faptul că răspunde nevoilor reale ale pieței muncii. Statul scapă treptat de plata unui ajutor de șomaj și câștigă un angajat plătitor de taxe și impozite. Beneficiarii burselor pot fi obligați de agenții economici prin contractul semnat la începutul bursei să lucreze maxim 3 ani pentru angajator. Proiectul de lege Bursa Investitorului răspunde astfel și uneia dintre solicitările venite din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ în apelul pentru salvarea învățământului românesc și care se referă la identificarea unor soluții pentru ca elevul absolvent să fie competitiv pe piața muncii.